Profesiunea doamnei Warren. Adaptare radiofonică după piesa lui Bernard Shaw. Într-o după-amiază de vară, o fată tânără de vreo 22 de ani, una din acele englezoaice atrăgătoare, deosebit de instruite, dezghețate și pline de încredere în puterile lor, pe care le găsește în clasa mijlocie, citea întinsă într-un hamac în grădina frumos îngrijită a unei căsuțe de țară din împrejurimile Londrei. La gardul ce desparte grădina de drum s-a ivit un bărbat abia trecut de floarea vârstei, plăcut la vedere, cu o ținută îngrijită și care are în înfățișarea lui ceva de artist. Îmi dai voie, domnișoara, să te întreb. Nu cumva ești dumneata Vivi Warren? Sigur că da. Eu sunt Trev. Intrați! Intrați, domnule Fred! Îmi pare bine că vă văd. Ești foarte drăguță, domnișoara Warren. Mama dumitale n-a venit încă? Ce, era vorba să vie? Cum, nu te așteptai să venim? Nu. Ei, comedie, nu-i fi greșit eu ziua? Cam am obiceiul ăsta. Voiam să te cunosc și mama dumitale a hotărât să ne întâlnim aici. Ea să vină de la Londra și eu de la mine, de la țară. Mama a hotărât? Da. Cam are ea prostul obicei să mă ia pe nepregătite. Nu, n-a venit. Îmi pare foarte rău, spun drept. Dar nu-i vina dumitale, domnule Pred. Mie îmi pare foarte bine că ai venit. Crede-mă. Dintre toți prietenii mamei, numai pe dumneata i-am spus să te aduc aici să mă vezi. Asta e foarte drăguț din partea dumitale, domnișoară Warren. Stai jos, domnule Pred. Mulțumesc. Dar ce zici, n-ar fi mai bine să mergem spre gară, să ieșim înaintea mamei dumitale? De ce? Cunoaște drumul. Știi, domnule Pred, că ești tocmai cum mi te-am închipuit. Sper că vrei să fim prieteni, nu? Îți mulțumesc, domnișoară Warren. Îți mulțumesc. Doamne, dacă ai ști ce bine îmi pare că mama dumitale nu ți-a stricat caracterul. Stricat? Dar în ce fel? Uite așa, făcându-te prea cuvincioasă și pe calapodul pe care-s de toate femeiuștile obișnuite. Drept să spun, mi-a fost totdeauna teamă să nu ajungă și mama dumitale să abuzeze de autoritatea ei și să te facă prea păpușe, prea cuvincioasă. Și mare ușurare pentru mine să văd că nu e așa. Minunate sunteți dumneavoastră, fetele de azi. Minunate. Zău? Când eram eu de vârsta dumitale, băieților le era frică de fete și fetelor le era frică de băieți. Nu era între ei pic de camaraderie, nimic care să vină din toată inima. Doar galanterie copiată după romane. O galanterie grosolană și afectată, de care ți se făcea scârbă. E, noroc că lucrurile s-au schimbat în bine. Știi că ardeam de nerăbdare să te cunosc, mai ales de când ai absolvit Universitatea din Cambridge. Și încă în ce chip strălucit. Vezi, asemenea lucruri nu se pomeneau pe vremea mea. Afară de matematici, nu știu decât să joc tenis, să mănânc, să dorm, să umblu pe bicicletă și să mă plimb. Încolo sunt o sălbatică mai nepricepută decât oricare altă femeie care nu și-a luat diploma la Cambridge. Totuși am de gând să deschid un birou de consultații la Londra și să lucrez ca expertă contabilă. Calculații și acte de notariat. După ce mă voi fi pus la adăpost de grijă a zilei de mâine, am să fac și puțin tel drept și am să stau cu ochii țindiți la bursă. Domnișoară, oare, simt că mă îngheață sângele în vine. Cum? Adică viața dumitale să treacă fără pic de poezie și de frumusețe? O, poezie, frumusețe. Îmi place să muncesc și să primesc o plată pentru munca mea. Iar când sunt ostenită, să stau într-un fotoliu moale, să fumez o țigare, să beau un strop de whisky și să citesc un roman polițist palpitant. Domnișoară Warren, văd că dumneata nu ți-ai dat seama până acum ce lume minunată poate să-ți dezvăluie arta. Ba, mi-am dat seama foarte bine. În primăvara asta mi-am pierdut vreo 6 săptămâni la Londra cu prietena mea Honoria Fraser. Mama și închipuia că am să colind peste tot pe unde e câte ceva de văzut.
E adevărat. E adevărat că am fost și pe la Galeria Națională și pe la operă. Așa. Și pe la niște concerte unde se cânta în fiecare seară Beethoven, Wagner și alți de al dăștea. În ruptul capului n-aș mai pune piciorul pe la așa ceva. Vai. De aceea tot timpul cât am stat la Londra mi-am făcut veacul în biroul Honoriei din Chancery Lane. Am lucrat cu el la calculații de expertiză contabilă și am ajutat-o, firește, pe cât putea să o ajute o începătoare ca mine. Seara fumam, ședeam de vorbă și nici prin gând nu ne trecea să ieșim în oraș. Ei bine, în viața mea n-am fost mai mulțumită ca în acele zile. Mi-am limpezit socotelile bănești și am prins câte ceva din tainele afacerilor. Și asta fără să scot un ban din pungă. Poftim de vezi acum ce fel de fată. Ce minunată fată modernă sunt. Dar ia spune-mi, domnule Pred, crezi că eu aș putea să fac casă bună cu mama? Da, sper. Ce sper, dumneata, nu mă interesează prea mult. Eu vreau să știu ceea ce crezi. De, ca să spun drept, mă tem că mama dumitale s-a cam înșelat în așteptările ei. Nu că ai avea dumneata vreun cusur, nici prin minte nu-mi trece să spun așa ceva. Dar ești așa de departe de idealul ei. Dar mă rog, care e idealul ei? Vezi, dumneata, domnișoară, viața mamei dumitale a fost... Cum să spun... Cred că știi. Nu. Nu știu nimic. Dar de ce ai încremenit așa dintr-o dată? Da, repet, nu știu nimic. Și tocmai aici e încurcătura. Dumneata, uiți, domnule Pred, că eu aproape n-am cunoscut-o pe mama. De mică am trăit singură în Anglia. Singură, adică printre oamenii plătiți să îngrijească de mine în școala primară ca și în liceu. Mama mea trăia la Bruxelles sau la Viena. Și nu mi-a dat voie niciodată să mă duc la dânsa. N-o vedeam decât rar când venea ea prin Anglia pentru câteva zile. Nu mă plâng totuși, am dus-o totdeauna foarte bine, fiindcă toată lumea s-a purtat foarte frumos cu mine. Și apoi mama îmi trimitea bani destui ca să pot îndulci lucrurile la nevoie. Dar să nu-ți închipui că știu ceva despre ea. Cu siguranță că dumneata știi mult mai multe decât mine. Bine, dacă e așa... Ce colț încântător de natură e aici. Tare proastă trebuie să mă crezi, dumneata. Vrei să schimbi vorba și nu-ți dai seama că tocmai asta mi întărește bănuielile cele mai grele pe care le-am asupra mamei. Bănuielile cele mai grele? Domnișoară Warren, nu trebuie să vorbești așa. Nu trebuie. Dar pentru numele Dumnezeu, ce are, ce poate să aibă viața mamei ca să nu putem vorbi despre ea? Gândește-te puțin. E foarte firesc să mi se pare lucru delicat. E vorba de o veche prietenă. E cum să-i spun eu fetei ce știu despre mama ei. Și asta că nici nu-i de față. Las-o să vie și întreabă dumneata. Să spui ea singură. Nu, nu are să-mi spună nimic. Bine. Nu vreau să te silesc. Oricum ar fi, când o auzi mama de planul meu de a mă face contabilă la Londra, cred că o să se dea între ea și mine o bătălie pe viață și pe moarte. De asta mă tem și eu. Și bătălia eu am să o câștig, fiindcă n-am nevoie decât de costul biletului până la Londra. A doua zi m-am și instalat acolo. Lucrez cu Honoria și îmi câștig singură existența. Dar uite-o! Ah, dar nu-i singură! Da. Mamă, ce? Mamă, domnul Pred te așteaptă aici de o jumătate de oră. Păi ce pot să-i fac? Predi, tu ești de bine că a trebuit să aștept. Păi eu credeam că ai să-ți închipui că vin cu trenul de 3 și 10, nu? Nu. Vivi, pune spălăria, dragă, să nu te pârlească soarele. Nu, mamă, nu-i nimic. Dar uitam să vă prezint. Sir George Croft? Micuța mea, Vivi. Îmi este îngăduit să strâng mâna unei domnișoare pe care o cunosc din auzite de foarte multă vreme. Fiica uneia din prietenele mele cele mai vechi. Dacă vă face plăcere,
Vreți să intrați în casă sau să mai aduc un rând de scaune? Dați-mi voie, domnișoare. Nu-i nevoie să... Ei, bine, hai, drăguță, lasă și pe Sir George să te ajute să aduci scaune. Da, poftim. Vreți poate câte un ceai? Ce să-ți spui, mor de sete. Atunci mă duc să văd de ceai. Mamă! Da, dragă. Până dau eu ceaiul, nu vrei să intri la mine în odaie să-ți scoți pălăria? Da, da, drăguță, foarte bine, că tu mai vreau să mă spui. Ascultă, Pred. Da. Acum că suntem singuri, aș vrea să-ți spun o întrebare cam delicată. Poftește. Ți-a spus vreodată, Kitty, cine este tatăl fetii? Nu, niciodată. Mm-hmm. Și nu bănuiești cine ar putea fi? Nu. Poate că te simți dator să nu spui nimic, fiindcă ți s-a încredințat o taină. La oricum, e penibil să nu fim lămuriți asupra acestui punct acum când o să dăm cu ochii de fată în fiecare zi. Să spun drept, nu prea știm precis ce fel de sentimente ne este îngăduit să avem față de ea. E, și dacă ai ști, care ar fi deosebire? Judec-o după meritele ei. Ce importanță are cine-i tatăl său? Atunci știi cine e? Dar nu ți-am spus adineaur că nu știu, ori n-ai auzit. Ascultă, Bred, îți cer acest lucru ca o deosebită favoare din partea dumitale. Dacă știi, te rog să mă liniștești, cel puțin în ceea ce privește propriile mele sentimente. Trebuie să-ți mărturisesc că mă simt atras spre dânsa. E, dar tocmai asta mă neliniștește. S-ar putea să fiu chiar eu tatăl ei. Dumneata? Hai, da, de, nu se poate. Ce prostie. Va să zic că știi bine că nu sunt eu? Da, ți-am spus odată, în chestia asta nu știu o iotă mai mult ca dumneata. Deci... Nu, nu. Dumneata e scos din cauză. Nu-i nici urmă de asemănare. Ah, bă, dacă ăsta este argumentul dumitale, apoi țin să-ți atrag atenția că nici între mama ei și dânsa nu e nici cea mai mică asemănare. Nu cumva o fi fata dumitale. Ascultă, dragă Crofts. În viața doamnei Warren este o parte cu care eu n-am avut de-a face niciodată. O femeie frumoasă are și ea nevoie și de câțiva prieteni așa, cum să spun, care să nu fie... Care să nu fie prea intimi cu ea. Altfel frumusețea ar fi un adevărat chin. Dumneata, ești mult mai apropiat de ea decât sunt eu. Cred că ai putea să o întreb foarte bine și singur. Am întrebat-o de multe ori, dar pare hotărâtă să-și păstreze fata numai pentru ea singură. Și dacă ar putea, ar tăgădui chiar că Vivi a avut vreodată un tată. Oricum ar fi, mie toată situația asta mi-e foarte neplăcută. Firește, ești destul de bătrân și ai putea să-i fii tată. Păi, nu sunt mai bătrân decât dumneata, dar asta vrei să spui. Ba da, ești mai bătrân, dragă prietene. Dumneata te-ai născut bătrân. Eu m-am născut copil și crede-mă, n-am fost în viața mea în stare să simt în mine tăria unui om în toată firea. Freddy, George, ceaiul! Le cheamă, hai în casă. Da, te urmez, să-mi sting doar sigare. Cine mă strigă? Fred! Ei, comedie! Fred Gardner! Mă, Fred! Dar ce dracu faci pe aici? Stau în sat cu tata. Paterul Riman? Da, pastor aici. Am venit în vizită la o domnișoară, Warren. Cum? O cunoști pe Vivi? Da? Drăguță fată, nu-i așa? O învăț să tragă cu pușca. Cum? Da, îmi pare așa de bine că te cunoaște și ea, vezi? Astfel de tovară și ar trebui ei. Un om ca tine. Da, mi se pare așa de curios că ne întâlnim aici. Eu sunt prieten vechi cu mama ei. Și doamna Warren m-a adus aici să o cunosc pe fiica sa. Mama ei? E aici? Da. Freddy, se răcește ceaiul. Da, într-o clipă, doamna Warren. Am întâlnit un prieten. Foarte bine, foarte frumos, adu-l încoace. Bine. Frank, primești invitația? Aia de acolo, de la fereastră, e mama lui Vivi? Da. E drace. Ia ascultă, Fred, tu ce crezi? O să-i plac eu, ori nu? A, de asta nu duc nicio grijă. Tânăr ești, simpatic știi să te faci ca întotdeauna. Hai înăuntru și încearcă. Iată-l și pe tata, pe pastorul Riman. Da, papa, da, vin numai decât. Ascultă, Fred. Da. Tu du-te la ceai, vin și eu îndată. Foarte bine. Ce-ai, pater?
Eu spun să-mi spui, Frank, cine sunt prietenii ăștia ai tăi? Haide, haide, fii fără grijă, pată, intră. Nu, nu intru. Nu intru înainte de a ști cui aparține această grădină. Îți spun, fii fără grijă. E domnișoară Warren. De când se află aici această domnișoară, n-am văzut-o niciodată în biserică. Păi cum era să o vezi? E licențiată în matematici, intelectuală, nu glumă, mai presus ca dumneata. Așa. Cum o să vină ea să-ți asculte predicile dumitale? Păi uite, să nu fii obraznic. Lasă, lasă, nu-i nimic, că nu ne aude nimeni. Vreau să te prezint fetei. Îți mai aduce aminte, pater, ce sfat mi-ai dat în iulie trecut? Da, te-am sfătuit să te vindești de trândăvie și de pălăvrăgeană și să te apuci de o meserie cinstită, în care să poți trăi. În loc să le nevești pe buzunarul meu. Nu, nu, la asta se vede că te-ai gândit mai pe urmă. Mie mi-ai spus că n-am nici minte, nici avere și că aș face bine să mă folosesc de calitățile mele fizice și să mă însor cu o fată care să aibă și minte și avere. Domnișoara Warren n-are minte berechet? Asta nu poți să o negi. Mintea n-ajunge. A, nu, firește că nu. Trebuie să aibă și gologan. Nu m-am gândit la parale. M-am gândit la lucruri mai înalte. La situația socială, de pildă. Oh, eu nu dau pe ea nicio ceapă de gerat. Eu dau. Da, bine, bine, numai că nu te roagă nimeni pe dumneata să te însori cu domnișoara Warren. În orice caz are o diplomă de la Cambridge și pare să aibă bănet de ajuns, cât îi trebuie. Dar nu cred să aibă cât îți trebuie ție. Adică nu am fost chiar așa de risipitor. Duc o viață cât se poate de liniștită. De băut nu beau. La curse nu joc. Cine știe cât. Și nici nu mă țin de crailâcuri cum te țineai dumneata când erai ca mine. Bă, eu te taș din gură. Dar ce să tac din gură? Ia-ți aminte. Nu mi-ai spus dumneata cum i-ai făgăduit unei femei 50 de lire ca să-ți înapoieze scrisorile pe care le-ai trimis și a refuzat ca să aibă în mână o eventuală armă. Pentru numele lui Dumnezeu. Fie măcar ca greșelile tatălui tău să-ți servească drept avertisment. Doar nu de justificarea greșelilor tale. De altfel, povestea cu scrisorile s-a întâmplat acum 20 de ani. Și până acum femeia aceea nu m-a supărat cu nimic. Oh, uite și pe Vivi. Se întoarce în grădină cu prietenii ei. Frank! Oh, asta-i tatăl tău, Frank? Da. Tare aș vrea să-l cunosc și eu. Cu plăcere. Da. Dați-mi voie să vă prezint. Tatăl meu... Domnișoara Warren. Încântat, domnule. Îmi pare foarte bine, domnule Gardner, că vă văd aici. Dați-mi voie să vă prezint pe toată lumea. Domnul Gardner. No, Sam Gardner. Domnul Frank Gardner. Frank. Domnul Pred. Îmi pare bine. Și hey, copii, mama, care tocmai coboară din casă. Am mai răcorit puțin cu ceaiul ăsta. Dumnezeule! Da, ăsta-i Sam! Sam Gardner, în chip de popă! Ce? Dar ce nu ne mai cunoscem? Uite-l și pe George Croft, în mărime naturală și de două ori mai idiot ca pe vremuri. Dar ce? Nu-ți mai aduce aminte de mine? Nu mi-aduc aminte. Dar cum să ne uiți? S-ar putea? Doar am și acum goge amintea mapă plină cu scrisori de latină. Chiar alaltă i-am dat peste ele. Dacă nu mă înșel, domnișoara Vavasur... Nu vorbi prostii, doamna Warren. Nu vezi că ești și fiica mea aici? În seara aceleiași zile, în salonașul căsuței de țară. Ah, Dumnezeule, ce urât e la țară! Nu-i așa, Frank? Da, doamne. Zău, așa mă mir de Vivi cum își omoară ea vremea aici. Ah, ce să spun, eu tare aș vrea să fiu acum la Viena. Scumpă, drăgălașă, doamnă Warren, lasă-mă să te duc eu acolo. Haide! Mi se pare mie că n-a sărit departe țandăra de copac. Seamăn cu Pater, nu-i așa? Ia, hai, schimbă vorba. Ce știi, dumneata? Ești un copil. Copil? Da. Da? Atunci, hai cu mine la Viena. Știu că ar fi o năzdrăvenie. Na, foarte mulțumesc. Viena nu-i de nasul dumitale. Lasă să mai îmbătrânești puțin. Până atunci, du-te și fă curte lui Vivi. I-am și făcut, n-ai nicio grijă. Cum? Dar pe bine, domnul Arni, eu cu Vivi suntem prieteni la toartă. Ce vrei să spui? Ia ascultă, să știu un lucru. N-am chef să-mi strice mie fata cine știe ce secătură, auzi? Nici în ruptul capului nu vreau. Te sperii degeaba, doamnă Warren. Eu am gânduri curate. Foarte, foarte curate. Și pe urmă, fetița dumitale știe să se păzească singură. N-are nevoie de pază nici pe sfert. Cât are maică sa. Uite că vine tatăl dumitale cu Croft. Și ține minte ce ți-am spus? Bagă la cap. Bună seara.
Bună seara, bună seara. Dar bine, oameni buni, ce v-ați făcut? Și unde-i Predi cu Vivi? Predi și Vivi s-au dus să se plimbe pe deal. Iar noi doi am fost în sat să bem ceva. Cum? Au plecat așa fără să-mi spună nimic? Dar ce e asta? Asta nu se face. Luați loc, vă rog. Da, mulțumesc. George, unde ai să dormi tu în noaptea asta? Că aici n-ai unde. Și ce are să facă Predi? Ne adăpostește pastor. Ah, bun, da, da, bun, bun. Va să zic că s-a aranjat și chestia asta foarte da. Bine. Ah, acum de-ar veni și ceilalți doi să ne așezăm la masă. Dar ce naiba i-a găsit să stea afară pentru necimea asta? Și ce te superă? Ce, fac vreun rău? E, asta e, rău, nerău, nu-mi place și gata. Domnul Warren, eu zic să nu-i mai așteptăm, fiindcă Pred are să stea afară mult și bine. Ascultați-mă ce spun. Habar n-a avut el până acum ce însemnează să colinzi hățișurile pe o noapte de vară cu o fetiță dulce ca vii. Da, mă rog, dumneata știi ce înseamnă? Frank, ce? Odată pentru totdeauna scoateți-o pe Vivi din cap. Întreabă-și pe doamna Warren și o să spună știa ca și mine. Nu se poate. Dar bineînțeles că nu se poate. Așa e, doamnă Oare. De semn știu și eu. Dacă vrea fata să se mărite, de ce să n-o mărită? Bine, dar cu dânsul să se mărite. Și? Fica dumitale să ia pe fiul meu? Da, și... Gândește-te, te rog, e imposibil. Ce? Și mă rog, pentru ce nu se poate? Adică nu-i de nasul fiemii un bărbat ca Frank? Dragă, dragă, doamnă Oare, doar cunoști motive. Da, nu cunosc niciun motiv. Și dacă știi tu vreunul, poftim. Spune-l și flăcăului, spune-l și fetii, spune-l la toată parohia. Știi foarte bine că niciodată nu voi putea spune nimănui acest motiv. Dar fiul meu mă va crede când îi voi spune atât. Există un motiv puternic. Și are să te creadă, tăticule. Cum să nu te creadă? Vorba e, motivele dumitale au schimbat vreodată purtarea băiatului. Nu poți, domnule Frank, să o iei pe Vivi de nevastă și bași, nu poți. Dar bine, Croft, pe tine ce te privește? De ce îl încurajezi pe mucosul ăsta? Ia, ascultă, George. Ce gând ai pus tu, fetii mele, ai? Te-am prins eu cum te uitai la ea adineauri. Te poftesc să ții minte un lucru. Te știu cine mi-ești și știu foarte bine și ce înseamnă privirile astea. Sper că avem voie să o privim, sau nu? Să știi atât. Cum te-ai prinde că te-ai apucat de vreo năzbâtie, te zvârli pe ușa afară și te trimit pachet înapoi la Londra. Că 10 ca tine nu prețuiesc în ochii mei cât degețelul cel mic de la mâna fetii. Ai înțeles? Un bărbat n-are voie să se intereseze de o fată? Un bărbat ca tine, nu! E adevărat că am trecut de 50 de ani, da. Averea mea e tot atât de mare ca și înainte. Nici vorbă, fiindcă ești și zgârcit pe cât ești de stricat. Gândește-te bine. Nu se întâlnesc în fiecare zi baroni. Unde mai pui că... Nimeni altul în situația mea nu te-ar accepta pe tine ca soacră. Ia, te rog, știi, Croft, ia numai. Da, de ce să nu se mărite Vivi cu mine? Cu tine? De ce nu? De ce nu? Noi trei am putea trăi foarte frumos. Da, asta s-o crezi tu. Eu o să mor înaintea lui Vivi și o să o las văduvă tânără cu o mulțime de parale. De ce nu? Uite... Asta mi-a trecut prin mintea dineauri. Apoi da, te cred. Nici nu puteau încolți în capul tău altfel de lucru. Ascultă, Kitty, ești doar o femeie înțeleaptă. Ce te-a apucat acum să încalești pe moral? Nu te întreb nimic și n-ai să-mi răspunzi nimic. Voi trece toată averea mea pe numele fetii și dacă dorești cumva să-ți pice și dumitare un cec în ziua anunții, poți scrie pe el ce sumă îți place. Firește, o sumă rezonabilă. Va să zic că tot la asta ai ajuns și tu, George. Ce? Ca toți ghiujii neputincioși și secătuiți de Vlad. Du-te, dracului! A ieșit la timp. Iată că vine și Vivi. Bună seara! Pentru numele lui Dumnezeu, unde ai fost, dragă? Pe deal. Bine, pe deal, dar pleci așa fără să-mi spui și mie? E, asta nu se face, Vivi. De unde să știu că nu ți s-a întâmplat ceva? Și se mai și noptase. Frank, dragul meu, e timpul să o pornim spre casă. Maica ta nici nu știe că avem musafiri. Mă tem să nu o deranjez. A, nu, câtuși de puțin, Fred, dimpotrivă. Mama are să fie încântată. E o intelectuală și are fire de artist.
Tot anul nu vede pe nimeni pe aici, doar pe pater, așa că ți închipui ce plictiseală e pe cap. Ce urât trebuie să fie, că dumneata, pater, nu ești nici intelectual, nici fire de artist, nu ai, nu-i așa? Țineți gura, țineți gura, băiete, păcătuiești? Ține-l mai bine în frâu, semn. Noapte bună, noapte bună. Noapte bună, Vivi. Noapte bună, Frank. Noapte bună, dragă. Scumpă, doamnă oare. Aie, șterge. Noapte bună. Noapte bună. Ah, bine că s-am dus. Of. Ia-mi pe toți plecați. Ia spune tu, fata mea, ai mai văzut în viața ta un om care să trâncănească atâtea vrute și nevrute? Mare palavragiu, nu-i așa? Bietul Frank. Cred că ai dreptate. Dar lasă că și Crofts, ce mai pramatie trebuie să fie și el. Vivi, Vivi, cum poți vorbi așa? Parcă cine știe cât ai cunoaște tu oameni. O, ce copilă ești. Și apoi nu uita că Sir George Crofts mi-e prieten. Și să știi că ai să-l întâlnești de foarte, foarte multe ori. După câte văd eu, dumneata îți închipui că noi două o să trăim tare mult împreună. Dar nici vorbă, până ce te-ai măritat. Că doar n-ai să te întorci iar la școală, a? Și crezi că ai să te împaci dumneata cu felul meu de viață? Cum? Eu mă cam îndoiesc. Felul tău de viață? Ce vrei să spui? Dar oare nu te-ai gândit niciodată că aș putea să am și eu un fel de viață al meu? Așa cum are fiecare. Ia te uită ce prostii spune. Ai ajuns și tu acolo la școală o bucățică de om și acum vrei să arăți că nu-ți mai pasă de nimeni. Ia, fă bine, te rog, și nu mai bate câmpii, fetițo. Pentru numele lui Dumnezeu, are felul ei de viață, poftim. Și mai ce, a? Felul tău de viață are să fie cum mi-o plăcea mie, să știi. Am cam băgat eu de seamă aerile astea ale tale, știi, de când ai luat diploma aceea sau cum eu mai zice. Dar dacă ți închipui că am să mă potrivesc eu la asemenea mofturi, apoi te înșel grozav, dragă. Asta să-ți iasă din cap, fetiță. Și cât se poate de repede. Oh, dar cu cine crezi că vorbești tu, domnișoară? Tocmai că nu știu. Cum? Cine ești dumneata? Și ce ești? Pui de năpârcă. Despre mine se știe totul. Și meritul, și starea mea socială, și meseria pe care am de gând să o fac. Dar despre dumneata eu nu știu nimic. Absolut nimic. Și, în definitiv, cum e felul acela de viață pe care ai vrea să-l împărtășesc cu dumneata și cu Sir George Crofts? Nu mă scoate din fire că acu fac una de o să-mi pară rău și mie și ție. Dar mai ales ție. Bine, să nu mai vorbim acum despre asta. Să o lăsăm pe altă dată, când te vei simți în stare să-mi răspunzi. Știi, dumneata, ar trebui să te plimbi mai mult. Să joci puțin tenis, să te mai înviorezi. Ai ajuns într-un hal fără hal. Nu mai ai pic de vlagă. Astăzi n-ai fost în stare să ții la urcuș pe deal nici 20 de iarzi. Mereu trebuia să te oprești ca să-ți tragi sufletul. Ia uite, pumnii dumitale parcă-s niște vălătuși de grăsime, nu pumni. Ia te uită la ai mei. Vivi, nu, nu, te rog, nu. Să nu începi acum cu plânsul. Orice, dar asta nu. Nu pot suferi să-mi scâncească cineva la cap. Ah, drăguța, mami. Dar de ce ești așa de rea cu mine? N-am dreptul să-ți spun nimic. Nimic. Parcă nici nu ți-aș fi mamă. Cum ești mamă? Adevărat? Cum dacă ți-s mamă? Vivi. Dacă mi-ești mamă, atunci unde sunt celelalte rude? Unde-i tatăl meu? Unde-s prietenii familiei noastre? Unde? Vrei să recunosc că ai toate drepturile pe care le are o mamă? Dreptul să vorbești cu mine cum n-a îndrăznit să o facă niciuna din profesoarele mele? Să-mi poruncești ce fel de viață să duc? Vivi. Și să-mi vâr pe gât prietenia unei brute, un craidon din Londra stricat până măduva oaselor? Dar stai puțin că nu mai merge chiar așa. Am de gând să-ți țiu piept și de aceea cred că e bine să știu dacă pretențiile dumitale sunt îndreptățite sau nu. Cine a fost tatăl meu? Dar nu-ți dai seama ce întreb! Nu pot să spun! Nu pot! Ba da, ba da, ba da! Nu pot! Poți dacă vrei! Nu pot! Și eu am tot dreptul să aflu. Bine. Dumneata, n-ai decât să nu-mi spui dacă nu vrei.
Dar dacă faci una ca asta, să știi că de mâine dimineață nu mă mai vezi. Bine, bine, dar îngrozitor să te aud vorbind astfel. Nu se poate să vrei să te lase inima să mă părăsești. Nu se poate, nu se poate. Ba da, și fără pic de șovăială. De unde să știu eu că n-am în vinele mele sângele putred al bestiei aceleia desfrânate? Nu, nu, nu mă jur pe ce vrei tu că nu-i el și niciunul din oamenii pe care știi tu. Cel puțin de asta sunt sigură. Cel puțin de asta ești sigură. Așadar vrei să spui că numai de atât ești sigură? Acum înțeleg. Doamne. Lasă, mamă. Lasă. Nu-ți mai ascunde fața în mâini. Nu te mai face că ți-e rușine. Nu vezi că nu simți nici cât negru sub unghii? Vivi, Vivi, Vivi. Ei, lasă. Pentru asta seara-i destul. La ce oră vrei să mănânci? Nu. 8:30, nu prea devreme pentru dumneata. Dumnezeule, dar ce fel de femeie ești tu? Din ce aluat ești făcută? Din același aluat din care e făcută mai toată lumea. Așa sper cel puțin. Altfel nu văd cum și-ar putea duce oamenii treburile la capăt. E, haide. Haide, vino-ți în fire. Crudă mai ești cu mine. Foarte crudă. Fleacuri. Nu vrei să te culci? Să mă culc? Crezi tu că am să mai închid ochii toată nopticica? Și de ce nu? Eu cum am să dorm? Tu ai să dormi, te cred. Că n-ai pic de inimă. Dar la urma urmii, de ce să îndur eu așa ca o proastă atâta nedreptate? Cu ce drept, mă rog, mă calci tu în picioare? Cu ce drept, ai? Te sclifosești în fața mea că ești așa și pe dincolo. Știi tu că numai de pe urma mea ți se trage ție tot norocul că ai ajuns ce ai ajuns. Mă auzi? Că eu, ce pustia de noroc am avut. Să-ți fie rușine obrazului că ești o fică rea, o prefăcută și o îngânfată. Să nu cumva să-ți închipui că mă socot mai presus de dumneata în vreo privință. Dar m-ai atacat cu autoritatea convențională a unei mame și m-am văzut silită să mă apăr cu superioritatea convențională a unei femei care se știe fără pată. Sigur. Dar dacă ai să te potolești, am să-ți respect dreptul de a avea părerile dumitale și felul de viață pe care ți l-ai ales. Zi așa, părerile mele și felul meu de viață. Ascult-o, Doamne, ce spune! Dar nu cumva să-i fi închipuind că am fost crescută ca tine și că am putut să-mi aleg felul de viață după pofta inimii. Te pomenești că o-i fi crezând că am făcut tot ce am făcut așa de plăcere, pentru că așa am socotit eu că-i bine, a? Nu-i om pe lume să n-aibă putința de a alege cât de cât. Da, mamă, firește că unei fete sărace nu este dat să se întrebe dacă e mai bine să fie regina Angliei ori directoare de bancă. Dar poate să-și aleagă după placul ei meseria de croitoreasă sau de vânzătoare de flori. Da. Las că știu eu obiceiul oamenilor. Da. Când îi întreb de ce au ajuns, ce au ajuns, dau întotdeauna vina pe împrejurări. Da. Eu una nu cred în povestea asta împrejurărilor. Oamenii care izbutesc pe lumea asta sunt numai cei care se scoală de vreme și pândesc împrejurările de care au nevoie. Și când nu dau peste ele, și le fac ei singuri. Da. E, ușor ție de vorbit. Foarte ușor. Știi tu ce era bunica ta? Nu. Păi sigur, de unde să știi? Eu știu. Zicea că-i văduvă. Așa zicea ea. Și avea un grătar de fripește în port. Din asta trăia. Și mai ținea și 4 fete. 2 din noi eram surori bune. Eu și cu Lizzy. Amândouă frumușele și bine făcute. E, trebuie că tata o fi fost om trăit bine. Mama spunea că era om subțire de tot, dar Dumnezeu știe dacă o fi fost așa. Celelalte 2 fete ne veneau surori numai după mamă. Niște amărâte de fete, slute, jigărite.
Dar duceau la muncă nevoie mare săracile și mai erau și cinstite după toate astea. Lucrau la o fabrică de ceruză câte 12 ceasuri pe zi pentru 9 șilingi pe săptămână. Eu și cu Lizi le-am fi stâlcit în bătaie dacă n-ar fi fost mama. Se vede că dumneata și sora dumitale aveați altfel de gând. Lizi, da, prea era descurcăreață de felul ei ca să n-aibă asemenea gânduri. Urmasem amândouă o școală confesională. Luasem acolo niște fumuri și ne dădeam niște aer grozave ca să arătăm că suntem mai dihai ca celelalte fete. A mers așa până când într-o noapte Lizi a șters-o de acasă. Ce dus a fost! Se vede că directoarea școlii și închipuia că am să cal și eu repede pe urmele sorimii și a pus pe pastor să mă dăscălească. Mereu mă toca la cap că Lizi n-are să sfârșească bine, că într-o zi o să s-a zvârle în tamisa de pe pod Waterloo. Nerodul de el! Mie mi-era mai frică de fabrica de ceruză decât de apa tamisei. Și să nu crezi că tu ai fi gândit altfel dacă ai fi fost în pielea mea. Nu, fato, nu. Pastorul m-a vărât la un restaurant unde nu se vindeau spiritoase. Vorbă să fie, se aducea de prin vecin pe zumână tot ce-ți poftea inima. Am intrat la spălat vasele. Pe urmă m-au făcut chelnăriță. Serveam băutură și spălam pahare câte 14 ceasuri pe zi pentru 4 șilingi pe săptămână. Și într-o seară friguroasă și mohorâtă, când era moartă de oboseală, de nu mai puteam ține ochii deschiși, ce să vezi? Cine ți închipui tu că a intrat să poruncească o sticlă de șampanie? Liz, da, Liz, îmbrăcată într-o blană, o nebunie și cu punga doldora de aur. Mătușa mea, Liz. Ei, da, și poți să te mândrești cu o mătușe ca ea, auzi tu? Poți să te mândrești că acum stă la Winchester, lângă catedrală. Cocoană mare, cot la cot cu cele mai de frunte cocoane de pe acolo. Uite că nu s-a zvârlit în apele tamisei. Slava Domnului! Ah, și ce femeie de afacere a mai fost și ea. Clasa întâi. De la începutului s-a și apucat să-și pună bani deoparte. Niciodată, m-auzi tu, niciodată nu s-a dat de gol ce era. Nu și-a pierdut capul și nici n-a dat cu piciorul când i s-a ivit norocul în cale. Când m-a văzut că mă făcusem de măricică și frumușică, mi-a spus peste teșghea: ce te-ai apucat neisprăvit o să-ți prăpădești tu sănătatea și frumusețea ca să tragă alții foloase? Chiar atunci li strânsese destui bani și luase pe cont propriu o casă. Ce e? O casă de-alea la Bruxelles. Și ce a zis ea? De-am fi două, o să strânge mai mult. Și așa am intrat și eu tovarășe cu ea în afacere. Mamă! Și adică de ce n-aș fi făcut așa, hă? Casa de la Bruxelles era o casă de primul rang. Un loc de mii de ori mai bun decât fabrica de ceruză, unde se otrăveau cu plumb surorile noastre. Și să nu-ți închipui tu că cineva s-a purtat vreodată cu fetele de la noi așa câinos cum se purtau toți cu mine când spălam scândurile la barul de la Waterloo și chiar la noi acasă. Crezi tu că era mai bine să rămâi acolo? Nu, firește că nu. Dar pentru ce ai ales tocmai meseria asta? Poți să pui bani deoparte și să câștigi bine în orice meserie. Să pui bani deoparte? Pe dracu! Dar din ce meserie o să câștigi o femeie atâtea parale ca să-i mai rămâie și depus deoparte? Din 4 șilingi pe săptămână să pui la ciorap când mai trebuie să te și îmbraci din ei? Faci de acolo! Când ești o sluțenie și nu poți face altceva, se schimbă chestia. Ori dacă ai talent la muzică, la teatru, ori la gazetărie. Dar nici mie, nici lui Liz nu ne-a fost dat așa ceva. Noi asta am avut: frumusețea și darul să placem bărbaților.
Și crezi tu că ar fi trebuit să fim noi așa de neroade încât să-i lăsăm pe alții să tragă foloase de pe urma frumuseții noastre, când ne venea așa de ușor să tragem noi toate foloasele și să avem singure tot câștigul? Ia spune, mă. Se poate. Dar n-aveai niciun drept să pui pe altele în valoare ca să tragi dumneata foloasele. Niciun drept? Iute, frate, dar stăpânul fabricii de ceruză de ce avea drept să-și otrăvească lucrătorii? Care dreptul ăsta, nu-i așa? Ha. Și la urma urmei, e o meserie ca toate meseriile. Și dacă nu m-apucam eu de ea, s-ar fi apucat altele. Din punct de vedere negustoresc, fără îndoială că ai dreptate. Dar din toate punctele de vedere mai încape vorbă? Spune și tu, la ce țintește toată educația care se dă unei fete în lumea bună? Să sucească mințile unui bogătaș și să-l facă să o ia de nevastă, ca să pună lava pe banii lui. Asta e. Oh, Doamne, Doamne, când văd fățărnicia asta a lumii, mă apucă greața, nu altceva. Așa e. Eu nu zic că e bine, dar pentru o fată săracă e o meserie bună de tot. Numai să fie frumușică și să nu se prea piardă cu firea. Să știe să se poarte cu bărbații și să fie chipzuită. A, firește, n-ar trebui să fie așa, am spus și eu, că nu-i drept ca femeia să nu-și afle și alte căi de câștig în viață. Dar dacă așa e întocmită lumea noastră, ce să-i faci? Ascultă-mă pe mine, fetițo, nu te lua după gura oamenilor care habar nu au cum e lumea. Femeia nu are decât o cale, dacă vrea să-și asigure o viață cinstită, o singură cale. Să se poarte frumos cu un bărbat. A, bineînțeles, un bărbat care să aibă mijloace să se poarte și el frumos cu dânsa. Și să-l facă să o ia de nevastă. Dragă mamă, ești o femeie minunată. Ești mai tare ca toată țara Angliei. Dar ia spune-mi drept, nu simți dumneata niciun pic de stinghereală, de rușine? Eu? Firește, drăguță, e de bon ton să te rușinezi de asemenea lucruri. Nu. Buna cuvință zice că așa se cade. Nu așa, mamă. Dar dacă așa e rânduiala femeii pe lume, de ce dracu să mă rușinez, dragă? Ba, să spun drept, mă și mândresc cu ce am făcut. Și pe bună dreptate. Am știut să potrivesc lucrurile tare frumos și tare cu chipzuială, încât nimeni n-a cârtit niciodată împotriva casei noastre. Pe urmă, fetele de la noi au avut parte de toată îngrijirea, o îngrijire cum nu se poate mai bună. Ba, câteva din ele au nimerit-o mai bine decât credeam. Una din ele a ajuns să mărite cu un ambasador. Da, ca să spun drept, de ferit mă cam feresc și eu, că nu vreau să intru în gura lumii. Dar uite că mi s-a făcut somn. Acum cred că eu n-am să mai închid ochii toată noaptea. Hey. Ar fi bine să deschidem fereastra. Să mai intre aer curat. Ce noapte frumoasă. Da, drăguță. Dar vezi să nu te vâre în pământ aerul ăsta curat. Prostii. Da? Tot ce spun eu sunt prostii? Nu, mamă. În noaptea asta ai fost mai tare tu, deși nădăjduiam să fie altfel. E, haide, haide să fim prieteni acum. Hai să te porți tu bine cu biată mamă ta, care te-a crescut atât de frumos, nu-i așa? Am să mă port bine, dragă mamă. Noapte bună. Fii binecuvântat, puișorul meu scump. Fii binecuvântat. Te binecuvântează mama ta. A doua zi dimineața, în grădina pastorului. Soare sclipitor și cântec mult de păsărele. Frank citește ziarul pe o bancă. Tatăl său iese din casă cu ochii roșii și scuturat de fior de frig. Bună dimineața, Frank. Bună dimineața. 11 și jumătate. Da. Potrivită vremea de cafea cu lapte pentru un pastor. Alal. Nu râde, Frank, nu râde. Astăzi sunt puțin cam... Cam mahmur. Nu, indispus.
Unde-i maică ta? Ana, nu ți-e frică, nu-i acasă să te vadă. A plecat la Londra cu trenul de 11. Da? Sunt surprins că maică ta a plecat la Londra tocmai azi când avem musafiri. Dar tocmai la asta s-o fi gândit și ea. Dacă Crofts are de gând să prindă rădăcini aici și dacă și dumneata e s-o întins cu el în fiecare noapte până la 4 dimineața ca să-ți depen toate aventurile din tinerețea dumitale focoasă, da? Ce era să facă ea? O gospodină ca ea trebuie să aibă grijă de toate. Da, da. Se vede că s-a dus să comande un butoi de whisky și vreo 150 de sifoane pe puțin. Așa? N-am băgat de seamă că cer să fi băut peste măsură. O, da, nici nu era în stare, pată, cum, dragă. Cum, cum, cum? Vrei să spui că și eu... Eu n-am mai pomenit un pastor așa de fără măsură ca dumneata. Dar isprăvile acelea din fosta dumitale carieră de chefliu pe care le-ai povestit erau înspăimântătoare. Drept să-ți spun, mă mir că Preda mai putut să doarmă sub acoperișul dumitale. Ai avut noroc că o simpatizează pe mama și că s-au împrietenit, că altfel... Prostii, prostii. Sir George Crofts este oaspetele meu. No. Trebuie să stau de vorbă cu el și n-are decât un singur subiect de conversație. Da... Pred unde? S-a dus cu mama la gară. Croft s-a sculat? Oh, de când? Dar la el niciun fir de păr nu s-a clintit. Da. Are mai multă practică decât dumneata. Da, se vede că a ținut o strună din tinerețe de când v-ați despărțit. S-a dus să fumeze, nu știu pe unde. Ia ascultă, Frank. Da? Crezi că doamna și domnișoara Warren se așteaptă să fie poftite aici la noi azi după masă? Oh, dar ce să mai aștepte, că le-ai și poftit. Când? Ne-a spus Crofts că l-ai rugat să o aducă azi la noi pe doamna Warren și pe fiica ei. Eu? Ba, i-ai spus să le poftească să fie ca la ele acasă. Când a aflat trebușoara asta, mama a descoperit că are nevoie urgentă să plece la Londra cu trenul de 11. Dar nici prin gând nu mi-a trecut să fac o asemenea invitație. De unde să mai știi, dumneata, pater dragă, ce ai mai spus? Și ce s-a mai trăsnit prin cap azi noapte? Frank! Frank! Uite, doamna Warren și Vivi vin împreună cu Crofts prin livadă. Ce să le spun când ori întreba unde-i maică ta? Pune spălăria pe cap, ieși înaintea lor și spune-le ce încântat ești. Că le vezi că, că Frank e în grădină, că mama a plecat la căpătuiul unui rude bolnave, dar i-a părut grozav de rău că n-a putut rămâne. Spune-le că sper că doamna Warren a dormit bine și, mă rog, spune-le orice și lasă restul la noroc. Și cum scăpăm pe urmă de el? Vedem noi, hai, hai, du-te odată. Stai, stai. Da. Ce să te mai duci, că uite că au și venit. Da, da. Doamne, sunt așa de fericit că te văd. Nu mai venit. Nici nu-ți închipui ce bine ți stă în grădina asta parohială, da? Grădina așa de bătrână și de liniștită. Ei, asta e acum. L-ai auzit, Vivi? Îmi șa de bine într-o grădină parohială. Dumneavoastră vă stă bine oriunde, doamne Oare. Așa, pater, bravo. Îmi place. Acum să vedem ce facem până la masă ca să ne trecem vremea mai frumos. Mai întâi, pater, să ne dai voie să vizităm biserica. Ce, Frank? Nu, face să fie văzută. E o biserică veche, din veacul al 13-lea. Da? Pater se dă în vânt de dragul ei, fiindcă acum 6 ani, când a pus mâna pe niște bani de reparații, a clădit-o toată din nou, din da. E, haidem să trecem și pe acolo. Asta are să-i prindă bine și lui George. Mă prind că n-a prea călcat prag de biserică în viața lui. Cu plăcere, cu plăcere. Poftiți. Vivi, tu nu vii? Nu. Și te rog să stai o clipă aici cu mine. Da, bine. Frank, adineaori ți-ai bătut joc de mama. Să nu se mai întâmple așa ceva. Te rog să te porți cu mama mea tot așa de respectuos cum te porți cu mama ta. Vivi, dragă, crezi că ea e ca mama? Nu se poate să te porți la fel cu amândouă. Cum? Oh, pentru Dumnezeu, ce ți s-a întâmplat? Aseară ne înțelegeam foarte bine. Aveam amândoi aceleași păreri despre mama ta ca și despre cei din jurul ei. Și acum văd că o țineai de mijloc și o faci pe sentimentală. Fac pe sentimentală? Ei, da, și sunt încremenit. Nu te-am mai văzut până acum făcând lucruri așa de lipsite de bun gust. Da, Frank, e drept. S-a petrecut o schimbare, dar nu cred să fie o schimbare în rău. Ieri am fost cam prea înfumurată. Și astăzi? Astăzi o cunosc pe mama mult mai bine decât o cunoști tu. Ferească Dumnezeu! De ce? Fiindcă
Pe oamenii înrăiți, în păcat, îi leagă un fel de francmasonerie. Și tu habar n-ai ce-i asta, Vivi. Ai prea mult caracter. Dar francmasoneria asta mă face pe mine să fiu foarte aproape de maică-ta. Înțelegi? Și de aceea eu o cunosc mai bine decât tine. Mult mai bine, Vivi. Crede-mă. Te înșel grozav. Nu bănuiești ce e în sufletul ei. Dacă ai ști tu împrejurările cu care a trebuit să lupte. Oricum ar fi, Vivi, tu trebuie să înțelegi că nu poți să trăiești cu mama ta. Și de ce nu? Fiindcă e o babă ticăloasă. Nu, nu, asta e, Vivi. Și să știi că dacă te mai văd luând-o de mijloc în fața mea, îmi trag un glonte în cap sub ochii tăi în semn de protest împotriva unui spectacol care mă revoltă. Atunci trebuie să aleg. Ori să nu mai dau ochii cu tine, ori să nu mai dau ochii cu mama. Ascultă-mă, Vivi. Mama ta o fi ea femeie bună, dar are metehne rele. Foarte rele. Frank, și dacă are metehne rele, cum spui tu, înseamnă că trebuie să o părăsească toată lumea? N-are și ea dreptul să trăiască? Nu te teme de asta, Vivi, nu o părăsește nimeni. Dar eu trebuie să o părăsesc, nu-i așa? Nu, dar să nu mai stai cu ea. Tovărășia asta mică de familie, compusă din mamă și fată, nu o să aibă niciun haz și... Și o să strice micuța noastră tovărășie. Care micuță tovărășie? Copilașii din pădure, Vivi și Frank cel mititel. Hai să mergem iar în codru, să cadă frunzele peste noi până ce ne racoperi. Iar noi să dormim adânc, adânc de tot, mână-n mână sub copaci. Fetița cea cu minte, cu prăstuțul ei de băițel. Pețașul dulce, dulce cu fetița lui micuță. Cea mai minunată liniște și pace, departe de prostia tatălui băiețașului și de păcătoșenia mamei fetiței. Fetița vrea să uite de mama ei. Ce nebun suntem amândoi. Hai, ridică-te. Dumnezeule, ce-i în cap la tine? Oare toți oamenii mari s-or fi jucând ca copii când nu-i nimeni să-i vadă? Eu nu țin minte să mă fi jucat așa când eram copil. Nici eu. Tu ești cea din tâi tovarășă de joc pe care am avut-o în viața mea. Ei, luat-ar dracu. Pe cine, dragul meu? Pe bestia de Crofts. Uite-l că vine. Am dai voie să-ți spun și eu câteva vorbe, domnișoară Vivi? Da, firește. Iartă-mă, Frank, dar ești așteptat la biserică. Și dacă n-ai nimic împotrivă... Îți fac toate gusturile, dragă domnule Croft, să numai de biserică să nu pomenești, te rog. Vivi? Da? Dacă ai nevoie de ceva, trage clopoțelul de la portiță și se va ivi un servitor. Eu mă duc în casă. Drăguț băiat, păcat că n-are bani. Crezi? N-are nimic, nu e nimic și nici nu-i bun de nimic. Îmi dau și singură seama de păcatele lui, Sir Crofts. N-am vrut să spun asta, dar trăim pe lumea asta și lumea e așa cum e. Banul e ban. Ascultă, domnișoară Vivi, știu foarte bine că în ochii unei tinere fete eu nu pot reprezenta bărbatul ideal. Nu mai spune. Și ca să spun sincer, nici n-aș vrea să fiu bărbatul ideal. În schimb, când spun ceva, spun ceea ce cred. Când simt ceva, apoi simt cu tot din adinsul. Și când vreau ceva, plătesc oricât. Așa sunt eu. Asta îți face cinste. N-am de gând să mă laud, da. Să trecem la partea practică a chestiunii. Da. Crezi poate că mi-am risipit averea? Nu, nu, dimpotrivă. Sunt astăzi mai bogat ca niciodată. Experiența vieții m-a făcut să-mi plasez banii în afaceri la care nimeni nu s-a gândit niciodată. Și chiar dacă în alte privințe aș fi cum aș fi, în ceea ce privește banii, sunt un om sigur.
E foarte drăguț din partea dumitale că îmi spui toate astea. Oh, domnișoară Vivi, nu te preface că nu înțelegi unde vreau să ajung. Aș vrea să mă însor, să-mi sfârșesc zilele cu o Lady Croft. Îți par cam brusc? Deloc. Chiar îți mulțumesc că mi-ai vorbit limpede și fără înconjur, ca un om de afaceri. Apreciez oferta dumitale, avere, rang, Lady Croft și așa mai departe. Dar am să răspund nu. Sunt mult mai bătrân decât dumneata, cel puțin cu un sfert de veac. N-o să trăiesc cât lumea. Și o să am grijă să nu-ți lipsească nimic când voi dispare. Sunt foarte tare în fața unei asemenea ispite, Sir George. Primește răspunsul meu așa cum ți l-am dat. Nu face nimic. Deși aș putea să-ți spun câteva lucruri care ar dărâma repede hotărârea dumitale. Am fost pentru mama dumitale un prieten bun. Niciodată n-ar fi zbutit să câștige toți banii necesari bunii dumitale educații dacă n-aș fi fost eu care s-o ajut și s-o sfătuiesc. Fără să mai vorbim de toate sumele pe care le-am avansat. Nu cunosc mulți bărbați care ar fi sprijinit-o așa cum am sprijinit-o eu. Am pus în întreprinderea ei nici mai mult, nici mai puțin decât 40.000 de pfunzi. Nu cumva vrei să spui că ai fost tovarăș de afaceri cu mama? Sigur că da. Acum gândește-te și dumneata câte neplăceri și câte certuri ni s-ar cruța nouă tuturora dacă întreaga chestiune ar rămâne, ca să zic așa, în familie. Dar nu văd de ce ar fi certuri. Fiindcă după câte am înțeles eu, afacerea asta s-a lichidat de mult. Și banii sunt puși în altceva. Lichidat? Să lichidezi pe vremurile astea grele o afacere care aduce 35%? Dar nici nu ne-am gândit la asta. Vrei să spui că mama tot mai... Și asta e afacerea care mă poftei să o facem în familie. Bagă de seamă că eu știu ce fel de afacere învârtiți dumneavoastră. Cine ți-a spus? Tovarășa dumitale, mama. Ah, bătrână negioapă. Ar fi putut să aibă mai multe scrupule față de dumneata. Eu niciodată nu ți-aș fi spus așa ceva. Probabil că mi-ai fi spus-o după căsătorie. Nu. Ar fi fost o armă minunată împotriva mea. Nu. Cum mai fi îngenunchiat? Niciodată nu m-am gândit la așa ceva. Pe cuvântul meu de gentleman. Ei, să sfârșim. Nădăjduiesc însă că înțelegi un lucru. Acum când ne despărțim, ne despărțim definitiv. Ca și cum nu ne-am fi cunoscut niciodată. De ce? Fiindcă am fost de ajutor mamei dumitale. Mama era o femeie foarte săracă și n-avea putința să-și aleagă un drum chipzuit. Trebuia să facă ce-a făcut. Dar dumneata erai un gentleman bogat și ai apucat pe aceeași cale cu dânsa numai de dragul celor 35%. Frumos exemplar de mărșăvie omenească ești dumneata, Sir George Croft. Zi înainte, domnișoară. Zi înainte. Pe mine nu mă doare și văd că dumitale îți face plăcere. Deși, de ce dracu nu mi-a și plasat bani într-o asemenea întreprindere? Iau și eu un venit la capitalul meu ca toți ceilalți oameni. Nu ți închipui cumva că îmi murdăresc propriile mele mâini în această afacere, nu? Ia gândește-te, te rog. Ai refuzat să faci cunoștința ducelui de Belgravia, vărul mamii mele, fiindcă unele din veniturile lui provin din întreprinderi cam dubioase? Și a refuzat să saluți pe arhiepiscopul de Canterbury, fiindcă printre arendașii proprietăților bisericești sunt și câțiva ticăloși și păcătoși? Îți mai aduce aminte de bursa Crofts? E bine, bursa aceea a fost înființată de fratele meu, membru al Parlamentului. Fabrica lui, în care lucrează 600 de fete, care nu capătă nici atâta leafă cât le trebuie ca să trăiască, nu-i produce decât 22%. Și cum crezi că trăiesc cea mai mare parte din aceste 600 de fete? Întreabă puțin pe mama dumitale.
Și vrei ca eu să refuz un câștig de 35% când toți oamenii cu minți încasează cât pot? Aș fi un dobitoc. Dacă în alegerea cunoștințelor dumitale ai de gând să te ții de morală și de principii, atunci ai face bine să părăsești Anglia și în orice caz să te ferești de ceea ce se cheamă societatea bună. Pot să spun că nici eu nu m-am întrebat de unde veneau banii pe care îi cheltuiam. Da, da. Mi se pare că sunt și eu tot așa de rea ca și voi. Desigur că ești. Și tocmai ăsta e norocul. Da, la urmă, ormi, ce importanță are. Așa e că acum când te-ai mai gândit, vezi că nu sunt un ticălos chiar atât de mare cum ți se părea? De vreme ce am împărțit niște câștiguri împreună, era firesc să fiu așa de familiară și să-ți spun ce gândesc despre dumneata. După cât mi se pare mie, dumneata, crezi că am început să ne înțelegem binișor? E, fără să mă laud, în orice caz, sper că acum nu mai ai despre mine părerea pe care o aveai adineauri. Acum cred că nu meriți nici să se uite cineva la dumneata. Când mă gândesc la lumea care vă îngăduie, cum? Și la legile care vă ocrotesc pe dumneavoastră, și când mă gândesc cât de fără de nădejde trebuie să fie 9 din 10 fete care încape mâna dumitale și a mamei, femeia pe care nu trebuie să o pomenești și profitorul ei de capitalism. Blestemat-o! E zadar că-s de mult printre blestemate. Crezi că o să-ți permiți să-mi vorbești astfel? Pui de năpârta! Ia liniștește-te! Cineva stă gata să vină încoace când sună clopotul. Iată-l pe Frank cu pușca. Ce? Să-ți dau ție pușca, Vivi, ori să-l ucid eu singur. Nu cumva ai tras cu urechea, Frank? Da, ca să aud clopotul, dar numai atât, crede-mă. Nu voiam să aștepți. Aycroft, cred că am dovedit că-ți cunosc caracterul, nu? Mare poftă aș avea să-ți iau pușca și să-ți o frâng în cap. Vai de mine, Croft, dragă. Asta să nu o faci, te rog. Că sunt de o neglijență nemaipomenită când umblu cu pușca la mine. Și pun mâna în foc că se va întâmpla un accident fatal. Și-ar fi păcat să mă aleg un avertisment de la poliție pentru nebăgare de seamă. Frank, lasă pușca. Nu-i nevoie de dânsa. Ai dreptate, Vivi. Pentru un sportsman ar fi mai nimerit să-l prinz în capcană. Frank! Ia seama, Croft. Am 15 cartușe în încărcător și la distanța asta nimeresc cu o exactitate uimitoare într-o țintă de mărimea ta. Nu-ți fie frică, n-o să-ți fac nimic. Oh, vai, vai, ce mărinimos ești. Mulțumesc, Croft. Nici nu știu cum să-ți mulțumesc. Înainte de a pleca însă, țin să vă spun un singur lucru care ar putea să vă intereseze, dat fiind că vă iubiți. Îmi dai voie, domnule Frank, să-ți prezint pe sora dumitale vitregă. Ce? Fiica mai mare a pastorului Samuel Gardner. Ce spune? Domnișoară Vivi, fratele dumitale vitreg. Bună ziua! Nu. Vivi, să spui că a fost accident. Nu, Frank, nu trage în el. Trage mai curând în mine. Sau dă-mi pușca mie. Stai, ia seama. Vai de mine. Păi de mine, ai tras o spaimă băiețelului tău. Dacă lua foc. Și dacă lua foc, crezi tu că n-ar fi fost o ușurare dacă îmi sfâșia carnea o durere sălbatică? Haide, haide. Ia lucruri mai ușură, dragă Vivi. Înțelege un lucru. Dacă pușca mea l-a selit pe omul ăsta să spuie și el un adevăr în viața lui, nu-i niciun rău. Asta... ne-ar face să fim de-a binelea copilași din pădure. Oh! Haide, haide. Și să lăsăm frunzele să ne acoperi. Asta iarăși. Nu, asta nu. Se încrețește carnea pe mine. Dar de ce, Vivi, de ce? Rămâi cu bine. Vivi, Vivi, stai. Unde pleci? Unde să te găsim? În biroul Honoriei Fraser. Pentru câte zile voi mai avea de trăit? Ascultă, stai puțin. S-a dus. Două zile mai târziu, Vivi stă singură, aplecată peste niște hârtii înnegrite cu cifre, în biroul Honoriei Fraser de la Londra. Cineva bate în ușă.
Intră. Frank, tu erai... Ce cauți aici? Pe tine. Voiam să te văd. De ce ai venit? Vivi, dragă, azi e sâmbătă. Ești liberă după masă. Hai să profităm de această vacanță ta și să ne ducem undeva. Ce zici? Dăm o raită pe la Richmond, pe urmă trecem pe la un musical și încheiem seara cu un supeu vesel. Nu? Nu-mi dă mâna. Eu trebuie să mai lucrez încă 6 ceasuri până la culcare. Nu-ți dă mâna, ori nu ne dă mâna. Uite aici! Aur, Vivi! Aur! De unde l-ai? Cărțile, Vivi, cărțile. De la poker. Mai bine îi furai. Parcă ar fi fost mai puțin rușinos. Nu merg. Bine, dragă Vivi, eu am de vorbit cu tine ceva foarte serios. Bine, așa stai aici pe scaunul de lângă masă și spune ce ai de spus. Nu. Degeaba mormăi că nu mă îndupleci. Dă-i drumul. Voiam să știu și eu ce ai făcut, cum te-ai aranjat, nu? În 20 de minute după ce am ajuns aici se și rânduise totul. Honoria are foarte mult de lucru anul ăsta și nu putea să dovedească singură. Se și gândise să trimeată după mine să facem o tovărășie. Și cum? Ai de gând să te îngropi în păcătoșia asta? Da. În aceste zile mi-am redobândit toată energia. Mă simt acum tot așa de stăpână pe mine ca și mai înainte. Nu, hotărât lucru. Nu mai îmi trebuiește vacanță, câte zile o avea. Ha, arăți tare fericită și neîndurătoare de parcă ai fi de piatră. Cu atât mai bine pentru mine. Ascultă, Vivi, noi doi trebuie să ne lămurim. Îți aduce aminte ce ne-a spus Crofts? Da. Eu nu cred o iotă din toată povestea lui, și anume că am fi... frate și soră. De altfel l-am întrebat și pe tata și răspunsul pe care mi l-a dat îl socotesc ca o deslegare. Ce a spus tatăl tău? Că trebuie să fie, desigur, vreo încurcătură. Și tu-l crezi? Mai degrabă îl cred pe el decât pe bestia de Crofts. Da, nici eu nu l-am crezut. Dar aș fi preferat să-l pot crede. Cum asta? Legătura dintre frate și soră ar fi foarte potrivită pentru noi doi. Tu vorbești serios? Da, da. E singura legătură care mă îmbie. Chiar dacă s-ar putea să avem alta. Așa cred eu. Atunci nu știi ce înseamnă legătura dintre frate și soră. Dar eu știu. Am o droaie de surori. Prin urmare, sunt foarte obișnuit cu sentimentul pe care îl are un frate în față de sora lui. E bine. Ceea ce simt eu pentru tine e foarte departe de acest sentiment. Surorile mele or să-și urmeze calea lor în viață și eu pe-a mea. Și puțin ne pasă dacă o să ne mai întâlnim ori nu. Dar când e vorba de tine, se schimbă lucrurile. Dacă trece o săptămână și nu te văd, nu mai sunt în apele mele. Vezi, asta nu mai înseamnă frate și soră. Ce mai una alta, dragă Vivi? Ăsta e visul dragostei din tâi. Același sentiment care l-a făcut și pe tatăl tău să cadă la picioarele mamei. Nu-i așa, Frank? Vivi, nu-ți dau voie să pui sentimentele mele alături de acelea pe care poate să le aibă reverendul Samuel. Și nu-ți dau voie nici ție să te pui alături de mama ta. Înțelegi? Haide, vine cineva pe capul nostru. Lasă-ar dracu musafirul, cine mai fi. E Pred. Pleacă în Italia și vine să-și ia rămas bun. Tu te rog și deschide-i. Am să-l aștept să plece. Oh, cum mai duci, Freddy? Îmi pare bine că te văd. Hai, intră! Ce mai faci, domnișoară Warren? Peste un ceas plec și aș vrea să strecor în inimă dorul să vezi Italia. Și de ce? Ca să-ți saturi sufletul de frumusețe și de poezie. Ah, nu-ți mai osteni degeaba gura, Predi. Vivi e o mică filistină. Rămâne nepăsătoare în fața poeziei tale și nesimțitoare în fața frumuseții mele. Domnule Pred, înțelege odată pentru totdeauna că eu nu găsesc în viață nici frumusețe, nici poezie. Viața e așa cum e.
și sunt gata să o primesc precum ne-a fost dat. N-ai mai vorbi așa dacă ai venit la Verona sau la Veneția. Ai plânge de bucurie să te simți trăind într-o lume atât de frumoasă. De altfel, la vârsta dumitale nici n-ai avea nevoie să te duci atât de departe. Ai rămâne fermecată chiar de veselia, de mișcarea plină de viață, de aerul de fericire din Bruxelles. Dar ce este? Ce-am spus? Ce ai, Vivi? De ce te-ai schimbat la față? N-ai putut, domnule Pred, să-mi dai un exemplu mai bun de frumusețe și de poezie. Tocmai Bruxelles. Fără îndoială, e cu totul altceva decât la Verona, dar... Probabil că frumusețea și poezia trebuie să fie grozav de asemănătoare în amândouă locurile. Dar, domnișoară Warren, eu... Mă rog, ce s-a întâmplat? Credeți că am o criză de nervi? Nu, nu, vă înșelați. Dar sunt două lucruri de care aș vrea să nu mai îmi vorbiți niciodată. Unul este visul dragostei din tâi, cum spune Frank. Iar celălalt poezia și frumusețea vieții. Mai cu seamă dacă aveți să-mi dați drept pildă pentru ele veselia din Bruxelles. Bagă de seamă, Vivi, să nu-ți ai drumul gurii. Și de ce nu? Crezi tu că domnul Pred nu știe ce-i cu mama? Rău ai făcut, domnule Pred, că nu mi-ai spus tot în dimineața aceea. Era mult mai bine dacă îmi spuneai. Știi că la urma urmei ești cam de modă veche cu delicatele dumitale intenții. Ba mai curând, dumneata ești cam de modă veche cu prejudecățile dumitale, domnișoară Warren. Știu foarte bine că mama dumitale n-a fost măritată. Dar eu nu văd pentru ce ar trebui să-i port mai puțin respect din pricina asta. Din potrivă, asta mă face să o respect și mai mult. Cum? Numai atât știi dumneata? Atâta tot? Bineînțeles, atâta tot. Atunci nu știi nimic. Bănuielile dumneavoastră ale dumitale și ale lui Frank ar părea curate ca însăși nevinovăția, dacă le-ați spune alături de adevăr. Eu nădăjduiesc că nu-i deloc așa, domnișoar Warren. Și chiar dacă ar fi ceva rău, vreau să spun, dacă ar mai fi și altceva, ești dumneata încredințată că ai dreptul să ne-o spui nouă? O, dacă aș avea curajul, mi-aș petrece toată viața spunând-o la toată lumea. Le-aș săpa tuturor în minte adevărul și aș pecetlui cu fierul roșu până ce ar ajunge să-și simtă toți partea lor de rușine și de groază, așa cum am simțit-o eu. Așa aș face, fiindcă nimic nu mă scârbește mai adânc decât complicitatea asta ticăloasă dintre oameni care ascund astfel de lucruri și nu îngăduie unei femei să le strige în gura mare. Totuși, uite că nu pot. Nu pot să vă spun. Vorba mârșavă care arată cine-i mama îmi sună în urechi și mi se zbate pe buze, dar nu sunt în stare să-i dau drumul. Instinctul meu e mai tare ca mine. Uite, dați-mi voie să întocmesc pe bucata asta de hârtie un prospect. Vivi, dragă, ți-ai pierdut mințele care vină să înfire. Stați să vedeți. Capital vărsat, 40.000 de lire sterline. Acționar principal, baronul George Crofts. Case la Bruxelles, Berlin, Viena, Budapesta. Directoarea administrativă, doamna Warren. Și acum să nu uităm profesiunea. Cuvântul de pomină. Așa. Vivi, dragă, am citit. A citit și Predi. Dar înțelegem foarte bine și o să-ți rămânem credincioși totdeauna. Ca și acum. La firește, domnișoară Warren, o să-ți fim credincioși totdeauna. Dar drept să-ți spun, femeie curajoasă ca dumneata n-am văzut de când sunt. Vivi, Vivi, dragă, nu te simți bine? Ia și tu lucrurile mai ușor. Mulțumesc. N-aveți nicio grijă. Pe mine nu o să mă vedeți nici plângând și nici leșinând. Am să am nevoie de mai mult curaj când am să-i spun mamei că drumurile noastre se despart. Și acum, dacă nu vă supărați, aș vrea să mă duc o clipă în odaia de alături, să-mi răcoresc puțin tâmplele. Vrei să plecăm, domnișoare? Nu, nu, vă rog. Mă întorc numai decât. Numai o clipă. Ah.
Ce descoperire uluitoare, Frank. Nu mă așteptam la așa ceva din partea lui Groves. Zău, nu mă așteptam deloc. Ba, eu mă așteptam al dracului. Și acum se lămuresc toate. Ah, dar ce lovitură pentru mine, Predi. Ce lovitură. Nu mă mai pot însura cu ea. Frank, să-mi dai voie să spun un lucru. Purtarea ta ar fi dezgustătoare dacă ai părăsi-o tocmai acum. Bunule și bătrânule Predi, veșnic cavaler, numai că aici greșești. Nu-i vorba de aspectul moral al chestiunii, ci de cel material. Înțelege că nu mă mai pot acum atinge de banii bătrâni. Și numai de asta voiai tu să te însori? Păi, asta era toată pricina? Care alta să fie? Că eu bani n-am deloc și nici nu-mi dă inima brânză să câștig. Iar dacă m-aș însura acum cu Vivei, ar trebui să mă ție ea. Și ar însemna să cheltuiască cu mine mai mult decât merit. Da, bine, bine, dar un băiat voinic ca tine, dezghețat și deștept, ar putea să-și folosească mintea la câte ceva. A, da, pe aici, pe acolo, da. Vezi? Tot ce vezi aici e făcut ieri, într-un ceas. Dar de era o afacere de înaltă speculație. La poker? Bineînțeles. Nu, dragă Pred, nu se poate. Prin urmare, mă retrag grațios și fac loc tineretului aurit din Inglaterra. Da, da. E hotărât. Nu mă mai țin de capul ei. Am să-i trimit un bilețel după ce-mi plecă. În felul tău, ești un băiat de treabă, dragă Frank. Dar ea spune, ai de gând să nu mai dai ochi cu ea niciodată? Ce? Să nu mai dau ochi cu ea niciodată? Aș fi bun de spânzurat. Dar mintea ai tu, se poate. Din potrivă, am să vin cât voi putea mai des. Dar firește, ca un frate. Cine mai fi? Ești bun să-i deschizi ușa, Pred. Poate e vreun client și tu ai un aer mai serios, ea impune mai mult. Da, da, ai dreptate. O, dragă Kitty, intră. Bună ziua, Predi. Frank, și dumneata erai aici? Da, da, și încântat că te văd, doamnă Warren. Vii ca o diere de primăvară. E, lasă-mă cu prostiile dumitale. Unde e Vivi? Alături. Ce crezi tu, Predi? Nu cumva nu mai vrea să mă bată? Dragă Kitty, nu-ți face singură sânge rău. De ce să nu vrea? De ce să nu vrea? Asta nu poți tu să pricepi, că tu ai inimă bună. Frank, dumneata ce spui? Are să fie nevoită să te vadă dacă ai să aștepți până ce-o veni? Și adică, de ce să nu aștept? Dragă doamnă Warren, închipuiește-ți că ai fi o vrăbiuță mititică și drăgălașă care se zbenguie pe drum și că ai vedea venind o namilă de tăvălu cu aburi. Ce ai face? Ai aștepta să vie? Pentru Dumnezeu, nu mă mai bate la cap cu vrăbile dumitale. De ce aștepți-o așa deodată la Londra? Mă tem că o să ți-o spună ea singură, dacă stai până se întoarce aici, în cameră. Dar ce, dumneata ai vrea să plec? Eu? O, nu. Despre partea mea, poți să stai cât vrei, da? Dar de sfătuit, te-a sfătuit să pleci. Cum? Cum și să nu mai văd niciodată? Cam așa ceva. Predi, Predi, de ce-i dai voie să fii așa de rău cu mine, Predi? Dar să nu plâng, să nu plâng, Vivi, s-ar face foc să mă vadă că am plâns. Doamna Warren, știi că Predi e bunătatea personificată. Ei bine, spune tu, Predi, să plece ori să rămâie? Ce spui, Predi? De, îmi pare rău din tot sufletul, dar drept să spun, dragă Kitty, poate tot ar fi mai bine pentru dumneata să nu aștepți. Acum e adevărat că... Tăcere! Acum e prea târziu, auzi că vine. Nu cumva, nu cumva să-i spuneți că am plâns. Drăguțo, în sfârșit. Îmi pare bine că ai venit. Tocmai vroiam să-ți vorbesc. Frank, parcă spuneai că vrei să pleci. Da, da, vrei să vii cu mine, doamnă Warren? Haide, zău, dăm o raită pe la Richmond, intrăm într-un musical. Unde mai pui că la Richmond totul e atât de liniștit.
Nici urmă de tăvălug care să strivească vrăbiile. Isprăvește cu prostiile, Frank. Mama rămâne aici. De, știu și eu. Poate că ar fi mai bine să plec. Te-am întrerupt de la lucru și... Domnule Pred, te rog, ia-l și pe Frank cu dumneata. Stai jos, mamă. Haide, Frank. Da. Cu bine, domnișoară Warren. Cu bine, domnule Pred. Petrecere frumoasă în cărătorie. Mulțumesc, mulțumesc. Așa nădăjduiesc și eu. Cu bine, doamnă Warren. Și să știi că era mai bine dacă ascultai de sfatul meu. Pa, Livi. Bine, Vivi, cum se poate să pleci așa cum ai plecat, a? Fără să-mi spui o vorbă? De cum ai putut să faci tu asemenea lucru? Și ce ai făcut lui bietul George, vai? L-ai băgat în sperieți. Închipuiește-ți, mă sfătuia să nu vin nici eu. Ca și când ar trebui să-mi fie teamă de tine, drăguța mami. Dar eu i-am spus că suntem lămurite, după cum și este, nu? Și chiar foarte bine lămurite. Și că nu mai este nicio neînțelegere între noi, nu? Așa că... Ah, Vivi! Vivi, dar ce rost are hârtia asta? Am primit-o azi dimineață de la bancă. Banii pe care mi-i dădeai în fiecare lună. Alarter mi-au trimis, ca de obicei. Eu i-am întors foarte simplu ca să ți-i treacă pe numele dumitale. Și i-am rugat să-ți trimeată chitanța de primire. Cum? De acum înainte am să mă întrețin singură. Cum? Nu ți-ajunge? Păi bine, dar de ce n-ai spus, drăguța mami? Uite, uite, am să-ți îndoiesc suma. Mă și gândeam să o îndoiesc. Ori, spune tu cât vrei. Știi foarte bine că nu-i vorba de asta. Cum? Vreau să-mi urmez drumul meu în viață, cu munca mea și printre prietenii mei. Și dumneata urmează calea dumitale. Cu bine. Cu bine? Ei da, cu bine. Bine. Haide, haide. Bine. Să nu mai facem acum scene zadarnice. Înțelegi dumneata bine ce vreau să spun. Sir George Crofts mi-a destăinuit de a fi rapărcii cu afacerile dumneavoastră. Dobitoc, bătrân. Ar merita să-i tai limba. Bine, dar eu ți-am spus tot și mi-ai răspuns că nu-ți pasă. Ba să mă ierți? Îmi pasă și încă cum. Dumneata mi-ai spus numai cum ai ajuns acolo. Dar asta nu schimbă deloc felul negustoriei dumitale. Vivi, Vivi, știi tu ce bogată-s eu? Cred și eu că ești bogată, de asta nu mă îndoiesc. Nu, dar tu habar n-ai ce înseamnă asta că ești o copilă. Înseamnă câte o roche nouă în fiecare zi. Înseamnă teatre și baluri în fiecare noapte. Înseamnă să scadă la picioare toată floarea gentlemanilor din Europa. Gândește-te bine, fetițo. Ții inima îndoită. Știu, uite, înțeleg. Mă pun în locul tău și îmi dau seama că ce ai tu în suflet, Vivi. E frumos, e de laudă. Dar crede-mă ce-ți spun. Niciun om de pe lumea asta n-are să te osândească. Niciunul. Poți să te bizui pe cuvântul meu. E, lasă, lasă că știu eu bine cum sunt fetele. Uite, numai puțin te-l să cântărești lucrurile și ai să le privești și tu cu alți ochi. Ai să vezi, Vivi. Va să zic, așa se face. Toate astea trebuie să le fi spus dumneata de multe ori, mamă. Și la multe fete. Vivi. Că le spui ca din carte. Vivi, dar ce te îndemn eu la vreun rău? Tu nu știi cum e lumea, nu știi. Ce vrei să spui? Ce vreau să spun? Vreau să spun numai atât. Că dai dracului de pomană toate bunurile lumii. Știu, tu ți închipui că oamenii sunt așa cum se arată ei. Și crezi că în viață lucrurile sunt făcute așa pe calapodul după care ai învățat tu acolo la școală, la liceu. Ce-i bine, ce-i drept. Apoi nu, fetițo, nu-i așa. Toate spre făcătorie, toate. Dar cum îți închipui ca să mai rămâi tu, femeie, cum să cade fără banii mei? Și fără trecerea de care mă bucur eu și prietenii mă, tu și Liz. Dar pentru numele lui Dumnezeu nu-ți dai seama că dacă mi-ntorci spatele și-mi sfărâmi inima, îți frângi gâtul și tu, nu-ți dai seama. Asta e filozofia de viața lui Crofts, da. Mamă, o cunosc. Dar lasă-l pe Crofts. Ce-ți închipui că vreau să-ți-l vâr pe gât cu deasila pe bețivanul ăla? Dar nici nu mă gândesc, Vivi. Vivi, mă jur pe ce vrei tu, că nici prin gând nu mi-a trecut. N-are nicio importanță ce-ți trece ori nu prin gând, fiindcă ai dat greș. Mamă, Vivi. Mamă, dumneata, habar n-ai ce fel de om sunt eu. Sunt încredințată că aș fi făcut și eu întocmai ca și mătuși mea Liz, dacă ar fi trebuit să trec prin aceleași împrejurări ca și dânsa. Și la urma urmelor,
nici nu am mai multe prejudecăți decât dumneata. Și nici nu-mi trece prin minte să fiu mai neîngăduitoare, dimpotrivă. Eu cred că sunt mai îngăduitoare și cu mai puține prejudecăți ca dumneata. Sunt apoi sigură că nu sunt sentimentală. În sfârșit, îmi dau foarte bine seama că toată moralitatea asta care e la modă e prefăcătorie și nimic mai mult. Dar știu că dacă aș lua banii dumitale și mi-aș trece viața cheltuindu-i elegant, aș putea să fiu tot atât de vrednică de dispreț și tot atât de stricată ca idealul de femeie la care ar vrea să ajungă cea mai netoată dintre semenele mele. Și eu nu vreau, înțelegi? Nu vreau să fiu vrednică de dispreț. Nu mi-ar face nicio plăcere, crede-mă, să mă plimb la Hyde Park ca să fac reclamă croitoresei mele, oricare tașului, și nici să mor de urât la operă numai ca să expun o vitrină de diamant. Bine, dar... Așteaptă o clipă. N-am terminat. Spune-mi și mie, pentru ce continui afacerile tale murdare, acum când nu mai ai nevoie de ele? Sora dumitale s-a lăsat. De ce nu faci și dumneata la fel? Ei, Doamne! Dar Lizzie îi vine ușor. Ei îi place să colinde prin lumea bună și are înfățișare de cocoană adevărată. Ea cu ea închipuiește-ți tu că m-aș instala eu într-un oraș cu reședință episcopală. E cum mi-ar ședea bine. Chiar dacă aș putea să îndur o viață așa de plicticoasă, tot ar vedea și ciorile din copaci că locul meu nu e acolo. Mie îmi trebuie să muncesc și să mă zbucium, că altfel mor de urât. Și ce să fac altceva? Asta e viața bună de mine. Se vede că sunt croită pentru ea și nu pentru alta. E și ce mai calea valea? Meseria asta aduce bani și mie îmi place să fac bani. Nu trebuie să mă las. Nu, și nici nu pot să mă las. Nu, pentru nimic în lume, nu pot. Și, dar mă rog, ce nevoie ai avea tu să te amesteci în treburile astea? Niciuna, Vivi. Eu n-am să aduc niciodată vorba de ele și pe Crofts, îl țin deoparte. Pe urmă, știu că nici de supărat n-am să te mai supăr. Vezi și tu, Vivi, că tot într-o alergătură o țin de aici colo. Vezi și tu. Iar când doi muri, te scap de mine pentru totdeauna. Ei bine, nu! Sunt și eu fata mamei mele. Sunt și eu ca și dumneata. Am nevoie să muncesc și simt nevoia să câștig mai mult decât cheltuiesc. Dar ceea ce lucrez eu nu se potrivește cu ceea ce lucrez dumneata. Trebuie să ne despărțim. De-al minter, deosebirea nu-i chiar așa de mare. În loc să ne întâlnim câteva luni în 20 de ani, cum ne-am întâlnit până acum, nu o să ne mai întâlnim niciodată, atâta tot. Vivi, eu mă gândeam să fiu mai mult pe lângă tine, drept să-ți spun. Așa mă gândeam, Vivi. Of, și ce folos am avea noi, mamă. Iartă-mă că-ți spun, dar pe mine n-au să mă schimbe câteva lacrimi ieftine și câteva rugăminți. Cum n-au să te schimbe nici pe dumneata. Lacrimi ieftine! Așa spui tu de lacrimile unei mame! Pe dumneata nu te costă nimic să le verși, dar în schimb îmi cer mie să-ți dau pe ele tihna și liniștea vieții mele întregi. Ce folos ți-ar aduce tovărășia mea dacă ai izbutit să o ai? Ce avem noi comun ca să putem fi fericite împreună? Ce? Ce? Eu-s mama și tu ești fica! Și vreau să am pe fiica lângă mine. Asta-i! Am drept asupra ta, mă auzi? Cine să vadă de mine când o îmbătrâni? Nici nu știi tu câte fete s-au aninat de gâtul meu. Mai dihai ca niște fiice și buceau de să-ți frângă inima când trebuiau să plece. Și le-am lăsat să se ducă. Le-am lăsat pe toate, fiindcă mi-era gândul la tine și de hatărul tău. Iată-mă că am rămas singură, singurică. Nu, fată, nu! N-ai drept să te ridici împotriva mea. N-ai drept pentru că ești fiica mea și trebuie să-ți faci datoria de fiică. Nu să zici acum, după ce te-am făcut om, că nu mă mai vrei de mamă. Datoria mea de fiică. Îmi închipuiam eu că o să ajungem și la asta. Dumneata e nevoie de fiică și Frank are nevoie de nevastă. Dar eu n-am nevoie nici de mamă și nici de bărbat, înțelegi? Nu l-am cruțat nici pe Frank și nu m-am cruțat nici pe mine când l-am trimis să-și vadă de treburile lui. Și crezi că am să te cruț pe dumneata? Așa! Acum văd eu ce poamă-mi ești! Nu ți-e milă de tine și nu ți-e milă de nimeni în lumea asta! Bine, rămâi cu sufletul tău, că nu mai am nevoie de tine. Dar ascultă aici,
Știi tu ce aș face eu cu tine dacă ai mai fi copil odată? Ah, să mă bată Dumnezeu de n-aș face așa! Mai strânge de gât, nu? Nu! Te-aș crește așa ca să fii de-a binelea fata mătii! Nu ce ești acum, cu trufia asta și prejudecățile tale și învățătura din liceu care mi te-au furat. Ei, da, mi te-au furat! Am plătit ca să mi te fure! Zic că nu dacă poți, că ce-a fost asta decât hoție? Oh, așa ți-aș face! Te-aș crește în casă la mine! În una da. Din casele dumneavoastră! Ascultă! Ascultă, Doamne, cum scuipă părul sura-n maică-si! Să dea Dumnezeu să trăiești atâta până ce te-o chinui fiică-ta și te-o călca în picioare cum mă calci tu pe mine! Și așa are să se întâmple că femeia pe care a blestemat-o măsa n-a avut parte de noroc niciodată! Tare aș vrea eu, mamă, să nu mai tun și să nu mai fulgeri, că asta nu face decât să mă năsprească. Da, așa. Știi, îmi închipui că din câte fete ți-au trecut prin mână, eu sunt singura care i-ai făcut un bine. Ia seama să nu strici totul. Să mă ierte Dumnezeu, asta e adevărat. Numai tu te-ai ridicat împotriva mea. Of, ce nedreptate, ce nedreptate. Toată viața mea am vrut să fiu femeie de treabă. Am încercat să muncesc cinstit și am ajuns roaba robilor, încât mi-am blestemat ceasul în care auzisem de muncă cinstită. Am fost mamă de treabă și te-am crescut ca pe o fată cum se cade. Și acum am azvârle afară de parcă aș fi leproasă. Oh, dacă aș mai putea lua odată viața de la capăt, dacă s-ar putea, ce i-aș mai spune eu mincinosului ăla de popă? Ah, dar de acum înainte să nu mi ajute Dumnezeu în ceasul din urmă de noi face numai rău și numai rău. În caltea știu care să meargă în plin. Da, e lucrul cel mai bun. Să-ți alegi o cale și să te ții de dânsa. Vezi, dumneata, mamă, dacă aș fi fost în locul dumitale, poate că aș fi făcut ca dumneata. Dar n-aș fi dus un fel de viață năzuind la un altul. În fond, ești o femeie convențională. Iată pentru ce ți-am spus adineaur cu bine. Am avut dreptate ori n-am avut. Dreptate, ha? S-a zvârlit toți banii ce am muncit pentru tine. Nu, dreptate să mă descotorosesc de tine. Da. Ar trebui să fiu nebună să nu fac așa. Nu crezi? E bine, da. Dacă ajungi până acolo, cred și eu că ai avut dreptate. Dar s-o ferească Dumnezeu lumea de ziua când s-o apuca fiecare să facă ceea ce crede el că are drept să facă. Ah, și acum e bine să plec. Ce să mai stau acolo unde nu mă dorește nimeni? Nu vrei așa să dai mâna cu mine? Nu, mulțumesc. Cu bine. Cu bine. Dar ce e asta? Frank mi-a lăsat un bilețel pe masă înainte de a pleca. Când l-o fi scris? Drăguță Vivi, te rog să mă ierți, dar n-am să mă iubesc. Da, da. Nu face nimic. Du-te și tu cu bine, Frank. Ați ascultat Profesiunea doamnei Warren de George Bernard Shaw. Adaptare radiofonică de Mihnea Gheorghiu. Înregistrare realizată în anul 1956. Distribuția a fost următoarea. Doamna Warren, Silvia Dumitrescu-Timică, artistă emerită. Vivi, Liliana Tomescu, artistă emerită. George Crofts, Fori Eterle, artist emerit.
Pred, Marcel Gingulescu. Pastorul Samuel Gardner, Nicu Dimitriu, artist emerit. Frank Gardner, Tudorel Popa. Crainicul, Tiberiu Simionescu. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia de studio, Mia Popescu. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.